salut, bă! Vă zic după cum, astăzi nu am nimic plănuit. O să fie mai mult așa, un vlog de-am pula mai mult ca să testez minunația asta de cameră pe care am cumpărat-o. Da, mi-am luat o cameră nouă, Canon G7X chiar. Mai mult ca sigur, cred că o să mor de foame toată luna acum. Dar decât să-mi bat joc de calitatea videorilor mele, am zis că mai bine mor de foame. Adică dacă am o calitate de căcat, simt că-mi bat joc de munca mea, dar și de voi cumva. Totuși, o să-mi lipsească și mâncarea. Hashtag lacrimă. Mulți dintre voi acum ceva timp îmi sugera să fac turul camerei. Adevărul că am ce să vă arăt. Cred că video-ul ăla, dacă îl făceam, ținea cel puțin 10 minute. Canapeaua, care e nefăcută, un șifonier, un televizor, calculatorul și cu ce naiba filmez eu acolo? Cu un Canon de 600D plus sunetul. Mulți mă întrebați de sunet. E ceva wireless de la Asden, nu știu cum se pronunță. Una dintre stații vine pe cameră frumos și mai am una care tot așa o pun în buzunar și mă rog, gen cu lavalieră. Inițial setup-ul ăsta l-am făcut pentru o filmeță de tip prank. Urmăream foarte mulți prankster din America la un moment dat și până la urmă am zis să încerc și eu și am realizat că la noi nu se poate să faci așa ceva. Pur și simplu dai de oameni care ți-au cheful la modul ăla. După a fost și acel mic incident sau mă rog, destul de mare cu Sam Pepper. Sam Pepper tot așa, era un YouTuber destul de mare, gen făcea experimente sociale și tot felul de prank-uri. Apoi s-a dovedit că din toate filmulețele de la avea el urcate pe canal, cred că peste 60, erau fake. El a recunoscut treaba asta. Dacă tot am deschis subiectul ăsta, cred că am să vorbesc puțin despre el, dar mă rog, nu acum. Hai să ieșim pe afară înainte de toate. Dar înainte să ieșim, salutați-l pe John. Băi John, vezi că eu mă duc afară, atât îți trebuie să te caci în casă. Vede ce are o calitate camera asta, nu vine să cred cumva. Deci mă jur că nici nu se mai merită să-ți faci acel setup gen Casey Neistat. Adică toată lumea și face acel setup. Serios, deci cu setup-ul ăla îți îngreunezi munca. Adică aparatul ăsta cred că are 300 și ceva de grame cu tot cu baterie. Și foarte micuț, e foarte compact. De ce ți-ai îngreunat munca cu acel setup? Nu pot să-mi imaginez. Deci uitați-vă și voi ce efect de macro mișto poate să scoată camera asta. Adică ce ai făcut, prietene? Și dacă tot am ieșit afară, o să pornesc puțin și mașina, că o să-i moară bateria dacă nu o pornesc. Și da, în caz că vă întrebați, asta e minunția de mașină pe care o am. E absolut jegoasă. Foarte mișto spatele. Și da, în caz că vă întrebați, nu am luat permisul pentru că au apărut niște complicații. Adică instructorul meu, cu care am făcut alea 15 ședințe, că mă rog, sunt 15 ședințe la școala de șoferi. După ce am terminat alea 15 ședințe, eram programat la treseu și am aflat că a intrat la pușcărie. Și nu numai el a intrat la pușcărie, gen toată firma aceea, erau 12 instructori la firma asta la care m-am dus eu. Și toți instructorii aia 12 au intrat la pușcărie și toată școala aia practic s-a desfințat. Fabulos, nu vă mai zic de traseu, adică credeți-mă pe cuvânt, eu un căcat. Eu m-am dus să mă programez, să mă reprogramez în martie. Și la sfârșitul martie și m-am programat pe 1 august. Și nu, din păcate nu am dat în august pentru că instructorul ăsta de care am făcut acum rost a fost plecat în concediu și a trebuit să mă duc să mă reprogramez. Superb. Ghiciți când m-au reprogramat? În septembrie? Nu, pe 3 octombrie, prietene. Deci am așteptat 6 luni de zile ca să dau un căcat de traseu care durează fix 10 minute, un sfert de oră maxim. Deci e fabulos, cum să aștepți, prietene, 6 luni de zile ca să dai un căcat de traseu care durează 10 minute? O să curăț și eu puțin mașina asta, că deja nu se mai poate, adică să văd dacă am cu ce să o curăț, asta e. Și avem pe aici mătură, ceva pungă, mătură asta, dăm puțin pe ea că deja nu se mai poate. Am transpirat în ultimul hal, deja nu mai pot. Asta nu e vreme de ieșit afară de făcut vlog, mă jur. Să închid puțin geamul ăsta, că o să încerc să dau cu puțină minunăție de aia pe parbriz. Să nu sară după aia înăuntru, oricum, nu opre. Baa, ce ai făcut, prietene? Cum iese? Hai că parcă totuși e mai bine-s.
A rămas așa puțin jeg într-o parte, dar de ce trebuie, adică ce dracu. Da, mă, și am zis eu că genul să vorbim puțin despre Sam Pepper. Pentru cine nu știe, Sam Pepper tot așa era un fel de prankster, sau mă rog, era prankster gen Vitali. Și la un moment dat s-a găsit ăsta, acest Sam Pepper, să facă un videoclip, s-a dus pe stradă, a luat, avea o mână de plastic și s-a dus la diferite tipe pe stradă și le punea mâna pe cur cu acea mână de plastic. Și vezi, doamne, feministele puli s-au gândit să îi facă plângere că vezi, doamne, s-au simțit agresate sexual. Ceea ce mi se pare o tâmpenie maximă. Din acel videoclip a reșit cumva căcatul la suprafață, pentru că s-au găsit o grămadă ca să se filmeze spunând că au fost agresate de acest Sam Pepper. Între timp, omul prinsese foarte, foarte mult hate. Apoi tâmpitul s-a gândit ce să facă ca să iasă din căcatul ăsta. Omul s-a gândit în felul următor: să îl răpească pe cel mai bun prieten, l-a dus pe acoperișul unei clădiri și îl amenința un alt prieten de-al lui Sam Pepper, nu știu sigur dacă și Sam Pepper, am impresia că ăsta doar filma sau ceva de genul, îl amenința cu pistolul la tâmplă, că dacă nu îi dă bani sau ceva de genul, îl împușcă. În loc ca video ăla să îmbunătățească lucrurile și ăsta pe parcurs să recapete încrederea în public, a prins mai mult hate, foarte mulți zicând că acel video a fost fake. Apoi ăsta a făcut o pauză timp de, nu știu, 3 luni sau ceva de genul și și-a șters absolut toate videoclipurile și a recunoscut, a făcut un vlog cum fac eu acum, a vorbit în fața camerei, a recunoscut că, în mare parte, toate videoclipurile de pe canal au fost fake și avea videoclipuri cu milioane de vizualizări. Deci omul ăla câștiga foarte, foarte mulți bani din YouTube pe niște videoclipuri fake. Și mă rog, de când cu acel incident, lumea, cel puțin din America, a început să prindă destul de mult hate pe acești creatori de conținut, că vezi, doamne, foarte mulți dintre ei au videoclipurile fake. Acum nu știu dacă treaba asta se aplică în cazul lui Vitali sau lui Roman, dar mă rog, țin să cred că acel videoclip cu al lui Vitali cu Lamborghini-ul, dacă cred că toată lumea știe videoclipul ăla, are vreo 40 de secunde sau ceva de genul, acel videoclip, după părerea mea, este fake și majoritatea videoclipurilor de genul unde vine unul cu Lamborghini și automat, mă rog, e una bună, vine un tâmpit sărac făcut coclit, nu știu ce, îl refuză proasta și după aia vine șmecherul cu Lamborghini și aia, a, da, baby, oh, ha, ha, să nu tragem sau ceva. Părerea mea că majoritatea videoclipurile astea sunt fake. Da, mă, și cam asta ar fi. Problema e că rămân fără baterii la minanția asta de cameră și afară este extrem, extrem de cald și după ce termin cu mașina, cred că o să urc direct sus, așa că am să închei aici. V-am zis, video ăsta s-ar putea să fie și extrem de prost, dar am vrut să văd doar cum filmează această micuță cameră și după părerea mea face o treabă extrem de bună. Da, mă, ce să mai zic, mersi mult de vizionare, dacă ți-a plăcut nu uita să dai un share, un subscribe dacă ești nou, un like și ne auzim data viitoare. Salut!